All right, let's do this. Let's get this. Ce este tiger peritin și cum se face față ca părinte? Tiger peritin, sau așa zisul părintele tigru, este un stil de parenting strict prin care părinții sunt foarte investiți în asigurarea succesului copiilor lor. Mai exact, părinții tigri își împing copiii să atingă niveluri înalte de performanță școlară sau succes în activități extracurriculare de nivel înalt, cum ar fi muzică sau sporturi sau ceva academic. Specific, un astfel de parenting tinde să controleze în totalitate viața copilului pentru a se asigura că rezultatele acestuia vor fi pe măsură așteptărilor. Copilul are foarte puțin timp propriu, deoarece majoritatea este deja planificat de către părinți. Printre activității se numără meditații la anumite obiecte școlare, activități extrașcolare, olimpiade și concursuri. Copilul nu poate negocia cu părinții săi modul în care îi este organizat timpul, deoarece aceștia îi pot răspunde într-o manieră de genul: doare ce eu am spus astfel? Sau doare ce eu am spus altfel? Abordarea include și limitarea timpului de socializare a copilului cu părinții săi în favoarea studiilor sau a participarea la diverse competiții prestigioase. Nesubornarea poate include amenințări emoționale sau pedepse corporale, lipsa de încredere în deciziile copilului și nerespectarea timpului personal al copilului. Cum a apărut conceptul de tiger parenting? Conceptul de tiger parenting își are origina încă din secolul 5, din învățăturile filozofului chinez Confucius. Filosofia confucianistă promovează valori ca o structură familială ierarhică bazată pe loialitate, onestitate, o etică puternică a muncii și un angajament față de educație și rezultate academice excepționale. Chiar dacă cărțile scrise de Confucius au fost publicate cu mai bine de 2000 de ani în urmă, totuși, învățăturile sale au influențat puternic în țările de Asia, în special în modul în care este perpetuată educația. Pentru multe familii din Estul Asiei, educația este privată ca o poartă de acces către succes și un status social economic mai bun. Studiile superioare sunt un simbol al statului înalt și al puterii. Acest lucru, adică dacă te duci la școală, o să ai parte, la tot ca și în România. Acest lucru este în special adevărat pentru familiile care au decis să se stabilească în vest, cu scopul de a-i oferi copilului un viitor și o educație mai bună. De oaseori, presiunile se rezumă la așteptările prea ridicate ale părinților către copil, întrucât cel mic poate refuza și profita de oportunitate pe care părinții nu l-au avut. Termenul de tiger parenting a fost popularizat în cultura din vest pentru intermediul cărții Bedtime of the Tiger Mom de Amy Chow. Autoarea vorbește despre copilăria ei, despre strictatea părinții săi și despre încercarea de a implementa acest tip de parenting la cele două fete ale sale. De asemenea, Chow Amy a mai menționat că această carte a fost scrisă cu scopul de a reprezenta un memoriu la adresa experienței sale de parenting în cadrul a două culturi diferite. Ci niciodum un manifest să sugerează că parenting din Est reușesc să educă copiii mai de succes câte cei din Occident. La sfârșitul cărții, autoarea scoate în evidență conștiințele de-a lungă durata unei astfel de abordări. Rebeliunea fiicii sale de 13 ani a făcut-o să schimbă modul de parenting și să realizeze propriilor eroi. Mergem mai departe. Caracteristici și exemple. Tiger parenting impune multe reguli și îi oferă părintelui un control deplin asupra copilului. Există o diferență de grad între copil și părinți ce restricționează conversațiile sincere și deschise. Respectul este principiul de bază pentru care se bazează relațiile și nu există niciun recompensă pentru rezultatele bune, doar disciplinile pentru rezultatele rele.
Bullshit! Există recompense pentru rezultatele bune. Strictețe. Părinții tigri se concentrează să suportă o muncă grea, sacrificând echilibru între viața privată și cea profesională cu scopul de a obține succes pe termen lung. În astfel de sacrificii pot intra pe trecerile de zi de naștere, întâlnirile cu părinți sau alte activități distractive ce pot distrage copilul de la realizările sale. Părinții tigri interzic categorii comportamentul de risc ce presupun băuturi alcoolice, trigrile, relații romantice, întunecăți sunt private ca asemenea la adresa succesului. Totuși, a tiger parent ar vede că sunt și relații sociale care se pot crește de la o petrecere de zi de naștere sau de la niște prieteni să se întâlnească cu cei care sunt mai presus în academici sau sporturi. Deci și aici avem un bullshit în articol. Așteptări mari. Părinții tigru se așteaptă ca copilul său să reușească în orice activitate extracorală și să depună tot efortul în ceea ce face. Dacă copilul lui nu reușește, este mustrat pe motiv că aduce rușine familiei. Pentru a face față așteptările copilului, își petrec aproape tot timpul liber, învățând, făcând și teme, participând la activități extracolare ce măresc șansele de a fi acceptat la universități prestigioase din lume. The same shit that the Adderall does to kids. Abordare bazată pe frică. Părinții tigru dețin autoritate. Copilul trebuie să îi respectă. Cei mici nu își pot exprima deschis punctul de vedere, întrucât pot rezulta amenințări emoționale sau chiar pedepse corporale. Câteva exemple ar fi putea fi aruncarea jucărilor preferate din față cu cel mic, privarea de mâncare sau lovit cu papucul. Lovit cu papucul. Lipsa autonomiei, lipsa autonomiei copilului, independența. Părinții tigru au un control de plin asupra vieții copilului. So, acesta este crescut pentru a lua decizi păzându-se pe aprobarea părinților. Nu este conceput de independența personală. Astfel de părinți nu au răbdare sau dorință de a-și înțelege copilul, de i-a cunoaște mai bine, de i-a descoperi care sunt emoțiile și sentimentele lor sau identitatea lor, identitatea copiilor. Tot se bazează pe ideea că visul părinților este respectiv și visul copilului. Și aici intervine filosofia budismului, că trebuie să-ți onorezi familia. Succesul este definit prin realizare. Definiția succesului în Tiger Parenting este bazat pe putere, statul și onoarea adusă familiei. Exemplu încă profesia de avocat sau doctor, rezultat academic excepțional, bani câștigători, competițiori prestioase, inteligență emoțională, Ok, hold on. Aici mai sus, zice că copilul nu poate să-și dezvolte inteligența emoțională. Și aici, la concluzia, succesul este devenit prin realizări, zicem că inteligența emoțională este una care este adus din Tiger Parenting. Good job on the bullshit! So, creativitate, gândire critică, autodeterminare, construirea relațiilor și alte așa zise soft skills sunt complet neglijate. Într-un cât când sunt considerate că nu aduc succes. So, I just got called up on my own bullshit. Pedepsa? Read it again. Like a real tiger parent. Succesul este definit prin realizări. Definiția succesului în Tiger Parenting este bazat pe putere, statul și onoarea adusă familie. Exemple includ profesie de avocat sau doctor, rezultate academici excepționale, bani, câștigarea competițiilor prestigioase. Punct. Inteligența emoțională, creativitatea, gândirea critică, autodeterminarea, construirea relațiilor și alte așa zis soft skill sunt complet neglijante.
întrucât sunt considerate că nu aduc succes. And that is how a tiger parent will want their kid to say it. No, there's more! Shit! Conștiințele asupra copiilor. Copiii care au crescut având astfel de părinți au fost privați de un mediu iubitor în care sunt valorificați. Abuz de strictate și pedepsirea excesivă a copilului poate duce la urmă ca un risc sporit de anxietate, subapreciere sau chiar depresie, în adaptare psihologie, dificultăți în a lua propriile decizii, dificultăți în crearea relației aproape cu alte persoane, frică de a face greșeli pentru a nu dezamăgi părinții, overthinking things, un nivel mare de presiune academică, un risc sporit de autosabătoare, probleme cu propria disciplină și organizarea timpului, întrucât nu au fost stabilite propriile limite. Metode de a evita tiger parenting. Atunci când își educă copiii, majoritatea părinții iau decizii bazate pe modalitatea în care ei au fost crescuți la rândul lor, lucrurile pe care le-au citit sau privit și sugestii din părțile familiilor și a părinților. Părintiul poate fi stresat și este greu să-și dea seama dacă faci e o treabă bună. Este ușor să se recurgă la acele metode de pe care deja le cunoaștem. Mai jos, însă, propunem câteva metodități de a stabili o legătură strânsă și sănătoasă cu cel mic, fără a impune reguli dure de tiger parenting. Nu încerca să disciplinezi atunci când copilul are o problemă. Oferirea timpului pentru a asculta copilul și a încerca să-i înțelegi este crucial pentru sănătatea mentală a acestuia. În loc să creiem, în loc să credem că am făcut o greșeală sau că ceva e greșit, să încercăm să fim înțelegători, cupatic, să ajutăm să îi se exprimă și să-i adreseze întrebări pentru a-și valida emoțiile. Atunci când facem un mediu sigur pentru copiii noștri, de a împărți toate frustrările, construind relații bazate pe încredere, atunci copiii noștri o să se simtă în siguranță și cu încredere în părinților vor ca să se expună singuri de tot ce este înăuntru. Nu doar frustrări sunt înăuntru, bai copii. Mai departe, petrece timp încercând să-ți cunoști copilul. Viața poate fi uneori încărcată cu multe activități și proiecte. Cu toate acestea, e o simplă conversație de 5 minute în care îi întrebi cum și-a petrecut ziua și cum se mai simt poate ajută semnificat la stabilirea unei relații trainice între voi. De fiecare dată când m-a întrebat părinții mei, cum a fost aici la școală? Am avut la școală pentru vreo 16 ani și după 8 ani de zile, de fiecare dată când veneam acasă, în fiecare zi și auzeam, cum a fost aici la școală? Îmi venea să iau o tigaie și să o sparg în cap. Sau uneori trebuie să fii un pic mai creativ cu cărinții, nu? Ce ai învățat azi la mate? Mai dă-te în pula mea, n-am învățat nimic, fă! Am învățat că unul și unul fac doi, dă-te emoții tăi, ce pula mea să învăț la matematică? Ia nu, dacă așa. Încurajează copilul să-și exprimă gândurile și ideile. What? Încurajează copilul să-și exprimă gândurile și... am văzut cum este scris asta. Când lucrurile pe care le împărțesc în cadrul familiei sunt valorificate și copilul se simte valorificat, exprimarea propriilor idei îl ajută să își clădească încrederea în sine și să gândească. Independența, calitatea ce îi pot ajuta enorm în viață, adresează întrebări în loc de a respinge o părere cu care nu este întocmai de acord. Nu este necesar să fiți mereu pe aceste undă.
Însă îi pot arăta susținerea pentru procesul de gândire, o astfel de abordare îi ajută să înțeleagă că este ok să ai o durere diferită, sporându-le empatie și inteligență emoțională. Respectarea, intimidarea copilului și cladește... What the fuck, cladește? Ah, respectă intimidatea... Respectul intimidatei... Intimitatea. Respectul intimit... Oh, aici ai scris greu. So, dacă respecti intimitatea unui copil și clădești o relație bazată pe încredere. Mm-hmm. Right, cineva a fumat un cui aici. Cercetătorii au ajuns la o concluzie că lipsa intimității poate avea efecte negative asupra încrederii în sine și în familie. Intimitatea este dreptul de a-ți petrece timpul cu tine, cu propriile tale idei și gânduri. Pe scurt, mai dă timpul la mea. Este un lucru foarte important, întrucât copilul explorează constant noi idei, emoții și relații sociale. Uneori, părinții pot invada spațiul personal al copilului pentru a-i proteja sănătatea și siguranță. Însă, dacă nu există niciun risc, spațiul personal îi ajută să-i stabilească propriile limite. Invidarea spațiului personal sau verificarea continuă a acțiunilor copilului poate destabila relația părinților copii și ortog încrederea. În schimb, asigură copilului că acesta mereu poate are ajutor dacă va avea nevoie. Mai mult, oferă puterea de alege. Chiar dacă copilul are nevoie de părinți pentru a se dezvolta armonios, totuși, acest lucru nu înseamnă că cel mic este controlat în totalitate. Când va deveni un adult, el va trebui să ia singur decizii, sau ea a trebui să ia singură deciziile. De acesta, e bine să își dezvolte încrederea în propriile alegeri de la o vârstă fragedă. Felicită-i atunci când se descurcă bine. Pătingru nu este impresionat niciodată de reușitele copilului, chiar și atunci când acesta depășește așteptările părinților. Pentru că ce trebuia să facă copilul ăla e ce trebuia să facă, nu e ceva excepțional. Când o să facă copilul ăla ceva excepțional, atunci o să fie lăudat de la părinți. Mai departe, pentru o dezvoltare armonioasă, copilul ar trebui să știe atunci când sunt pe calea cea bună. Când efortele lor nu sunt luate în considerare, vor ajunge să își pună la îndoială abilitățile. Găsirea echilibrului perfect între prea multă laudă și o reticență excesivă este ceea ce îi duce copilului tău atât o stare de bine, cât și o privire obiectivă asupra reușitelor salii. Oferă susținere atunci când lucrurile nu merg exact cum și-ar fi dorit. Trebuie să recunoaștem că fiecare din noi, fiind copil, s-a confruntat cu dezamăgiri. Atunci când un copil face o greșeală sau eșuează, este destul de ușor să-l rănim prin intermediul cuvintelor. Bă, băule, ce pula mea te uiți la mine așa? Sau... Ce idiot poți să fie? Am avut așteptări mai mari de la tine. Nu vorbi cu mine, lasă-mă în pace. That kind of shit. Greșelile și chiar eșecul îl ajută pe copil să crească, să se maturizeze și să încearcă din nou, având la indema noi modalități și soluții. Iată de ce, în loc de a-l certa în astfel de moment, ar fi bine să-i oferim susținerea și să-l încurajezi să continuă. Nu să-l bați cu urzică. Modul în care ne educăm copilul se află într-o strânsă corelație cu modul în care am fost educați noi când eram mici. Primul pas spre un parenting mai bun este autoreflecția. Ce va ajuta să vă formați ca persoană încă din copilărie? Biblia, probabil, la voi români. Ce a fost mai puțin beneficiu? Socialism, neapărat. I'm cracking myself up.
Cum v-ați simțit voi și cum ați dori să simtă copilul vostru? Oh, clar. Fără valoare, să moară jubilant, fără valoare. Este important să recunoaștem că o nouă abordare a părintului, parintingul, poate fi dificilă, neobișnuită și chiar grea. Însă acest lucru de a crea, acest lucru de a face noi legături strânse, beneficii și armonioase între copil și părinte, merită efortul cu tot din adinsul. Câteva lucruri. Când scriu un articol, asigură-te că poate fi citit. You know, că, like, nu doar scriu un articol cu voce din cap, îl scrii cu vocea ta. Articolul ăsta e interesant. Eu știu absolut nimic despre Tiger Beritin. I am very good at calling out bullshit. I am a very honest person. I have helped many children in my life, taught them very important things, and apart from that, I'm going to leave this on a happy note. Mau aloha. Înseamnă mereu vă fi iubiți, dragilor. Și iubire e altfel de dragoste. Dragoste e un lucru, iubire e altceva.